Între oamenii care au lucruri în comun, se leagă aproape întotdeauna prietenii care își pun amprenta asupra personalității sau asupra diferitelor activități pe care le desfășoară fiecare dintre ei. La fel s-a întâmplat și în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, aproximativ prin anul 1870, când două personalități ale culturii ruse aveau să se întâlnească și să dezvolte o frumoasă prietenie bazată pe respect, apreciere și aceleași aspirații culturale. Este vorba despre compozitorul rus Modest Mussorgsky și pictorul și arhitectul rus Victor Hartmann. Amândoi făceau parte dintr-un grup de intelectuali care își dorea ca arta să se bazeze pe rădăcinile culturale, pe folclorul și tradițiile naționale, respingând orice influență străină. Victor Hartmann avea să moară după 3 ani, la vârsta de 39 de ani. În memoria sa, Academia Rusă de Arte Frumoase din Sankt Petersburg i-a organizat o expoziție la care au fost expuse peste 400 dintre lucrările artistului. Prietenul său, muzicianul Modest Mussorgsky, a contribuit și el la realizarea expoziției prin împrumutarea unor picturi ale lui Hartmann pe care le deținea în colecție proprie. După vizitarea expoziției, Mussorgsky a rămas impresionat și în doar 3 săptămâni a compus o suită de miniaturi pentru pian, având ca inspirație câteva dintre picturile prietenului său, Victor Hartmann. Această lucrare a putut fi publicată abia la 5 ani după moartea compozitorului, datorită prietenului său, compozitorul rus Nicolae Rimski-Korsakov, care, fiind convins că există anumite greșeli în manuscris, a publicat lucrarea făcând anumite corecturi. Abia în anul 1931, suita Tablouri dintr-o expoziție de Modest Mussorgsky a fost pentru prima dată publicată cu respectarea integrală a indicațiilor compozitorului. De-a lungul timpului, mai mulți compozitori au încercat să realizeze versiuni orchestrale ale suitei. Primul a fost chiar unul dintre elevii lui Rimski-Korsakov. Dintre toate variantele, cea mai cunoscută a fost realizată de Maurice Ravel, compozitor francez de la începutul secolului 20. Suita este alcătuită din 15 piese pentru pian. 10 dintre acestea sunt inspirate din lucrările lui Victor Hartmann și poartă denumirile tablourilor. Celelalte 5 piese sunt intitulate Promenade și reprezintă mișcarea pe care o face privitorul de la o pictură la alta. Din acest motiv, cele 5 lucrări au aceeași linie melodică. Să ascultăm cele 5 promenade în versiunea orchestrală. Descoperiți asemănările și deosebirile dintre ele. Promenada 1.
Promenada a doua. Promenada a treia. Promenada a patra.